Bun găsit, doamnelor și domnilor. Discutăm în această seară despre ce se mai întâmplă la Liești. Invitatul meu este primarul localității Liești, domnul Iulian Boț. Bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara. Cum ați început anul 2023? Am zis să intrăm repede în subiecte pentru că avem multe de vorbit și cred că lieștenii sunt curioși să vadă ce le-ați pregătit până la urmă pentru anul ăsta. Da. Lucruri bune, mă refer. Anul 2023 l-am început foarte bine. Pentru că am fost anunțat de la Ministerul Fondurilor Europene că trebuie să merg și să semnăm două contracte pe care le-am depus în anul anterior cu fonduri, cu banii europeni. Deci este vorba despre centru de colectare selectivă cu aport voluntar. Un proiect în care cetățenii vor merge. Tocmai de aceea se cheamă voluntar. Vor merge și singur să-și ducă aceste materiale reciclabile. În afară de ceea ce avem noi când mergem și luăm o dată la două săptămâni materialele, gunoiul reciclabil. Acum fac o paranteză. Mai sunt, vedeți dumneavoastră, noi trebuie să fim pregătiți. Că mai sunt materiale din, care rezultă din urma demolărilor, din construcții. Deșeuri inerte sau cum se cheamă? Da, deșeuri inerte și aveți, noi. Unde le duceți pe asta? Noi după aia avem aveți un loc unde depozitați? Da, depozităm în containere și le punem, dar aici omul vine. Plus, ați văzut dumneavoastră, canapele de la băi, sanitare. Deci, până noi avem un loc unde ducem materialele la ora actuală. Deci acolo le aruncă de avalbă, cred că, nu? Unde rezultate materialele din urma demolărilor. Dar se va umple acea groapă. Noi trebuie să ne gândim ce vom face și pentru... Păi bun, și cine selectează acolo, de exemplu, dacă s-a aruncat și obiecte de mobilier și sanitare? Nu, și dar avem containere pentru toate categoriile. Și pun oamenii, că asta voiam să vă întreb. Că știu că dumneavoastră ați mai făcut la colțul unor străzi pe acolo ce am văzut. Trebuie să, înainte de a-i cere omului să facă un lucru, tu trebuie să-i pui la dispoziție. Păi, noi venim cu infrastructura și punem la dispoziție. Eu am văzut pe străzi, la dumneavoastră, în colțul unor străzi pe acolo, aveați cândva, nu mai știu dacă le mai aveați. Da, aveați asta este istorie. Asta numai. Este istorie. Nu mai. Da, dar oamenii se învățați să repar, că eu ce am văzut, că aruncau totuși sticle din plastic, erau la plastic și alte... Acum, noi, începând de anul trecut, dăm saci menajeri și luăm o dată la două săptămâni din poartă, la fiecare cetățean. Și pun oamenii... Adică pentru că la cele, și... vedeți dumneavoastră, aveam o problemă. La cele colțuri de stradă sau la mijlocul străzii unde puneam containerele respective, mai găseai și cadavre de animale, mai găseai chiar și saci cu gunoi menajer. Sunt oameni certați cu legea și vedeți dumneavoastră că... Dar n-aveți, apropo de asta, n-aveți monitorizare video? Ba da, avem monitorizare, dar nu e din poartă în poartă. Ți-ar trebui cam din poartă în poartă monitorizare. Păi acolo știi unde știți că se aruncă, puneți acolo camerei, în fine. Dar acum fiecare, deci mergem, noi luăm de la poartă și este mai bine așa. Bun. Și sunt bucuros, într-adevăr, să vedeți acum... De săptămâna asta, aproape că ieri băieții în sectorul respectiv aproape n-au făcut față, au terminat prin întuneric de strâns aceste materiale reciclabile. E primul val ăsta, au făcut și băieții. Dar nu e primul val, că noi odată la două săptămâni luăm... Așa multe se aruncă? Odată la două săptămâni luăm plasticurile și cu sticla. Și sunt foarte bucuros că lumea a înțeles și, într-adevăr, foarte bine, asta e un lucru bun. Uite, chiar nu mă așteptam. Da, avem un contract cu o firmă din Vrancea și ne vine o dată la două săptămâni. Deci al doilea proiect este vorba despre realizarea de piste de biciclete și cu stații de încărcare pentru mașinile electrice. Așa, vorbeați dumneavoastră. Da. Cum? Bun, ce stadiu e proiectul ăsta? Păi trebuie să-l semnăm, după care urmează să-l scoatem la licitație. Și de asemenea mai avem și pe fondul de mediu un proiect în valoare de 2 milioane de lei. Îmi ziceți-mi, dar acum mă întreb. Aveți solicitări din partea lieștenilor pentru stații de încărcare pentru mașini electrice? Adică sunt mașini hibrid sau electrice? Solicitări din partea lieștenilor nu avem. Dar ghidul solicitantului ne-a obligat ca la aceste piste de biciclete să punem și stații de încărcare. Pentru că știți, la Liești, din ce știți noastră? La Liești nu, dar noi ne gândim că viitorul
care nu este mult îndepărtat, va fi cu mașini electrice. Când ai venit de la Galați și te duci până la Tecuț sau poate vii de la Brăila sau de la Tulcea. Mai oprești la Lie și bagi în priză. Păi bineînțeles, vă dați seama bani, pentru că... E cu taxă, va da, fi cu taxă. Da, da, este adică cu taxă. Bagi un leu, da. Ți-ai încărcat, ai plecat mai departe. Este cu taxă în 3 sferturi de oră, cam durează 3 sferturi de oră și ți-ai încărcat mașina. Acum fac o parere, n-are legătură. La Galați s-au pus, pe siderurgiștilor, s-au pus diferite puncte de încărcare. Ei, eu am văzut, sunt taximetriști care și-au luat mașini electrice și se duc acolo, domnule, e gratis. Acum sunt vecini care și-au mai luat, că la Galați, de-aia vă întrebam cum e la Lie, și-au mai luat o mașină hibrid care cu plug-in, mă rog, poți să mai și încarci un pic acolo. Dom'le, numai taximetriști ăștia încarcă, noi n-avem unde. Ei mă să duc și fac bani a doua zi, dar încarcă gratis din banii gălăților. Și eu dacă vreau să-mi încarc și o mașină a doua zi, n-am loc unde. Eu nu prea sunt de acord cu trebuia să lucrurile pună, este gratis. Am înțeles. Ei, cred da, că gratis, și la noi primăria va pune o taxă, dacă, că nu se poate. Da. Dacă vom ajunge în situația în care vom câștiga proiectele cu panourile fotovoltaice pe care le-am depus, da, și nu o să avem excedent de curent, atunci da, vom da și noi gratis. Dar uitați-vă că acum factura la energia electrică pe comuna Leșni a venit cu recalculare din luna septembrie până în decembrie 800 de milioane de lei vechi. Păi ați avut și seama. Iluminatul festiv, nu? Sau n-ați avut? Da, iluminatul festiv. Nu? Cât a consumat? Cât sunt LED-uri, domnul? Dați-vă seama, pentru că în anumite străzi am avut posibilitatea, am avut cu electricienii, da, adică posibilitatea, timpul. Da. Am avut timpul și am lăsat un stâlp, da, unul nu, un stâlp, da, unul nu. În continuare încercăm să facem treaba asta. Dar nu aveți LED-uri peste tot la iluminatul public, nu? Ba da. În acest proiect pe care v-am zis, proiectul cu iluminat, cu fondul de mediu, da, deci le schimbăm pe toate. Și cu lămpile astea pe care le vom pune, avem posibilitatea ca în anumite intervale orare, da, să reglăm, de exemplu, când circulă lumea, până la ora 9, da, seara, da, atunci lasă la 30 de wați. După ora 9 și până dimineață la 4 fără un zer când pleacă combiniștii, deci putem să lăsăm la 10 wați. Păi e bun așa, cu 30 deci pentru o reducere a consumului. Că am avut asta vara, am făcut eu un calcul după ce ne-au venit o factură destul de pipărată și opream de la ora 11 până la ora 3 jumate. Era comuna foarte... Era beznă. Beznă. Și, da, am zis mai degrabă un stâlp da și unul, nu? Da, bun, este mai bine așa. Bun, că au fost cârcotași. Bine, poți să vină și la mine în poartă, dacă la mine în poartă s-a nimerit să nu am, da, să fie acel bec, eu la mine în poartă este oprit. Puteți să veniți să verificați. Deci, da, eu nu am. Deci, păi, cel mai dar m-au sunat mulți, că la mine, că să vedeți, că îmi fură, că mi-au furat. Oameni buni, iluminatul stradal nu este pentru a păzi curtea omului. Curtea ne păzim noi. Sau nu contează, păi dar de ce ai lăsat beca în la poarta locutare, că acolo este o locuință nelocuită? Care e problema? Așa s-a nimerit. Noi îl facem pentru iluminat ca să vedem pe unde mergem. Păi, na, e un algoritm acolo care probabil se calculează de către specialiști. Ei, nu, dar știți, da, au fost învățați ani de zile cu bec în poartă și acum le vine mai greu. Să-și ia o lampă de aia solară, da, că nu e scumpă, și o pune în poartă, se aprinde și nu mai... Când rezolvăm problema și cu acel parc sau centrală fotovoltaică la Hățaș, la Liești, și acum am discutat la Electra, mi-au dat soluția, votăm bugetul, trebuie să mai achiziționez cu o componentă de vreo 200 de milioane vechi și atunci vom da drumul și o să fie mai bine în ceea ce privește iluminatul în comuna Liești. Chiar am încredere în... Bun, astea sunt niște situație, proiecte care ziceți dumneavoastră că ar fi, care stă în picioare și că... Da, și mai avem totuși, da, nu în ultimul rând, am scos la licitație acele 23 de străzi pentru asfaltare. Era, uite, eu mi-am notat aici, ați zis suntem în evaluare până la sfârșitul lunii, sper ca la sfârșitul lunii să, dacă nu suntem contestați, să vedem cine... Cui vom atribui contractul? Sunt destul de firme și sunt foarte... Mă așteptam să vină doar firme mici, sunt și firme mari și de prin alte județe. Să sperăm că nu vor apărea contestații, iar dacă nu vor apărea contestații, la 1 martie ne apucăm de treabă.
pentru asfaltat. Că așa cum v-am mai spus, nu îmi place să mă duc să fac lucrări când începe campania electorală. Iar campania electorală ne bate la ușă. Anul 2024 va fi un an plin de alegeri. Da, bine, acum, până la urmă, trebuie să faceți treabă tot timpul, că nu e dar nu din 3 în 3 am făcut 4, întotdeauna, 4 ani, sau... cu toate că și în anul ăla cu alegeri noi tot mai facem, păi, dar nu este nu bine, adică nu dă bine cetățeanul, știți cum vine, spune asta 3 ani de zile, el uită că 3 ani de zile tu ai mai făcut și alte lucruri. Păi dar da, atunci, a, gata, ai... a început campania electorală, acum v-ați găsit să faceți treabă. Răutăcioșii. Da, dar acum să o luăm pe bun. Dacă începe anul ăsta un proiect, să mă rog, înainte domnul de... Domnul Jașcu, eu asta vreau, să-l încep anul ăsta. Eu nu cred că vom termina 23 de străzi, că sunt 10 km de asfalt, nu ai cum să le termini într-un an. Urmează și cu decontarea de la minister și... Dar măcar jumătate să le... Străzile astea ați discutat cu cei de la siguranță, rutieră sau cu... Știți că au mai fost discuții cu lieștenii și noi am avut multe semnale la redacție. Dom'le, că a făcut cu sens unii și eu trebuie să o cunosc. Asta e legislația, domnul Jașcu. Din 2017 am mai explicat. Ceea ce se proiectează, deci nu primești avize de la poliția rutieră dacă drumul nu are 5,50 m lățime, da, asfaltat. Deci asfaltat, practic. Și asfaltat. Mai da, de dacă de are mai puțin, dați, noi avem drumuri unde nu-ți permite mai mult de 4 metri sau mai mult de 4,50 m, în care ce sunt stâlpi, care nu poți să... Și dă... sens unic atunci, da? Atunci trebuie să fie cu sens unic. Păi, până la urmă, nu-i, că dar nu-ți colește. Dar am găsit o modalitate acum în acest proiect, doar una sau două străzi sunt cu sens unic, din 23. A, deci până la... E o chichiță de-a mea și stă în picioare, ilegal. Asta e un lucru bun dacă ați reușit, așa că știu că au, adică, vă aduceți aminte că au fost... Într-adevăr, deci nu poți, gândiți-vă acolo că în țarnă, la Șerbănești, în partea cealaltă, păi dacă îl duci înspre pădure, pe unde îl scoți? Nu știu, mai la Fundeni, nu ai cum. Păi asta e, până la urmă, cumva și dumneavoastră aveți omenire aici, trebuie să vă preocupați de... Când ne lovim odată de o problemă, că nu toți primarii sunt proiectanți. La fel și eu sunt medic veterinar de profesie. Ei, da, dar da, după ce implementăm și vedem că, într-adevăr, domnule, s-a făcut o chestie mai puțin plăcută în ceea ce privește confortul cetățenilor, încercăm să... Ei, nu știu acum câți reparăm. Ani, dacă stau să mă gândesc, aveți ați ani de primar, cred că mai... Nu știu cât aveți de... profesie medic veterinar și cât de primar, adică... Păi am 15 de primar și 12 de medic veterinar. Ați văzut? Deci sunteți deci mai mult primar. Mult, da, mai deci, mult am fost. Păi, adică aici, practic, sunteți deja în pâine, cum ar veni și la curent cu tot ce se întâmplă acolo. Adică da, să faceți un drum bun, puteți să veniți cu o soluție. Dacă e legală, bineînțeles, și mergi. Bun, sunt gluma. Vreau să vorbim despre ajutoare. Aici mi-am notat câteva aspecte. Da, înainte de ajutoare, aș vrea să le mai spun leștenilor că luna viitoare, la începutul lunii, vom vota și bugetul. Ah, corect. Votăm și bugetul. Discutăm. Și este și anul acesta, bugetul este bazat pe, este un buget de investiții. Bun, aveți niște previziuni așa cum va fi bugetul? Va fi suficient din ce știți dumneavoastră? Da, bugetul niciodată nu e suficient. Noi bine, mă rog, vom face față. Totuși, ați văzut, mai urmează să mai semnăm și alte contracte cu fonduri europene aici, cu finanțările, și săptămâna asta am avut o întâlnire cu cei de la Ministerul Fondurilor Europene aici la noi la Galați, împreună cu domnul președinte Fotea. Și chiar eu am fost unul dintre primarii care am pus problema cofinanțărilor. Noi depunem proiectele, câștigăm, dar avem o problemă cu cofinanțarea. Păi la numai la câteva pe astea pe care v-am spus dumneavoastră, la valoarea respectivă, noi, partea leștenilor, deci vreo 100 de miliarde vechi. Bine, 500 de miliarde de investiția, dar vreo 100 de miliarde este, bun, și care este partea noastră. Și cei de la București mi-au spus, vedeți că următoarele proiecte care se vor depune va fi doar cu 2%. Asta dar problema este pe astea pe care tot dumneavoastră la București ați scos
Ați făcut ghidul solicitantului, iar condițiile dumneavoastră le-ați spus, condițiile de eligibilitate. Păi numai la canalizare, că am depus la canalizare și apă, mai sunt încă vreo 4 km de canalizare și apă și sunt extinderi tocmai prin capite de uliță, iar acolo cofinanțarea comunei Leșe este de 27 de miliarde vechi. Deci 2.700.000, deci vă dați seama. Dar nu putem să-i lăsăm pe acei oameni o problemă, totuși, fără canalizare și apă. E importantă. Bun, dacă tot am vorbit despre buget, ați adus dumneavoastră vorba, cum e cu taxele și impozitele locale? Cât se măresc ele la dumneavoastră? Domnul Jașcu, am văzut diverse discuții politicianiste, le numesc. Noi, comuna cu tare sau orașul cu tare, nu mărim impozitele. Doar cu 5%. Deci noi facem ceea ce spune legea. Deci 5,1% a fost rata inflației, cu atât am indexat aceste impozite la Liești. Dar vă spun că problema impozitelor este un pic cam mai delicată. Noi, autoritățile locale, suntem percepute de către cetățeanul de rând ca niște pungași, hoți la drumul mare. Când și ne spun, păi, impozite și taxe ne-ați luat, trăiți din impozite și taxele locale. Dacă s-ar putea să fie privatizată această autoritate locală, atunci n-ar mai exista aceste discuții că s-au mărit impozitele. Pentru că în momentul în care te-ai dus la primărie și ai avut nevoie de înmatriculat mașină, plătești, de buletin plătești, de orice ce îți trebuie la primărie și ai plătit, atunci n-ai mai zice și n-ar mai fi acest impozit pe care omul percepe că este ca o... Păi, dar oricum nu se plătesc. Iar și la drumuri. Doamne, eu sunt liberal. Să vină un privat, să facă drumurile și să pună... Am fost anul trecut cu Galo în Grecia, cu lunga joasă a Siretului, și am văzut cum intrai, cum ieșai, trebuie să dai 2 euro. Ia să plătească... Da, mai și la 1 euro, stați, că nu sunt toate 2 euro. Fi, domnule, 5 lei, da? Să dea 5 lei, de câte ai ore ai intrat și adică atunci te-ai simțit sau... și n-ai mai venit și ai spune că 57 de lei un impozitul la un logan este scump în comuna Liești. Deci, anul acesta, impozitul la un logan, până la sfârșitul lunii martie, eu vorbesc acum până la sfârșitul lunii martie. Cu acea bonificație 10%, e 57 de lei. Vi se pare o sumă mare? Cât este valoarea abonamentului la telefon? Cel mai mic abonament? 50 de lei în fiecare lună. Dar aici la primărie ai venit și ai plătit 57. E treabă, adică acolo dai și stai tu pe telefon. Sau abonamentul la cablu, nu? Și nu mai vorbesc de o grămadă de alte... Nu, la nivelul comunei Liești și încheiem cu impozitele, valoarea sunt sume mai mari la unele gospodării pentru taxa de salubrizare, pentru gunoi, decât impozitul ca atare. Dar omul percepe tot impozit și taxe. Nu, asta este o taxă specială pentru... serviciul de curățenie. Haideți să vorbim un pic despre ajutoare. În primul rând vreau să vorbim despre acea noutate, pentru că e chiar o chestie interesantă și eu nu știu care e baza legală, dar îmi spuneți dumneavoastră. Spuneați într-una din emisiunile trecute că vă gândiți să dați ajutoare și studenților din comuna Liești. Adică să... Nu ajutoare. Deci a fost vorba despre acele pachete cu alimente. Da. Da, mă rog, adică, bine, eu le-am luat... La ultima noastră întâlnire am spus treaba asta. Da. Voi da și la studenți, dar am mers să văd dacă este legal. Am discutat cu cei la prefectură și, într-adevăr, am spus... M-am gândit, domnule, dacă cel leneș vine și nu merge la muncă și vine, spune el, nu are niciun venit, este persoană vulnerabilă. Studentul român nu este o persoană vulnerabilă? Ba, este, eu vă spun. Că am fost student și știu cum e viața de student. Și atunci, fiecare student am anunțat să vină și să le dăm și lor, la fiecare student, câte o cutie de alimente. Am discutat la prefectură și mi-a spus, domnul primar, aveți grijă ca acel student să nu aibă viză de flotant în orașul, județul respectiv. Atunci zic și
fac o nedreptate. Atunci faceți ancheta socială, că aceste ajutoare, dacă nu ești trecut pe listă, faci o anchetă socială. Okay, da. Ancheta socială o faceți părintelui și dați părintelui ca părintele să-i dea copilului. N-au fost cazuri. Studenții nu au avut la listă. Cei care au venit, toți nu aveau viză de flotant. Și atunci le-am dat la fiecare și să știți că erau foarte, foarte bucuroși. Cu o singură excepție, fiicei mele nu i-am dat. Nu i-ați dat. Cum pentru... să nu i-ați dat? Nu. Fata primarului nu, pentru că sunt, este o problemă. Aceste ajutoare sunt la Uniunea Europeană și ați văzut dumneavoastră apare că... cum au făcut acea problemă când primarul a semnat pentru fonduri europene soției, fiicei sau copilului. Până la urmă, sau... pentru o sticlă de ulei și o pungă de făină... Lăsați, că e... Aveți. Sunt pățit. Da. Eu am fost 5 ani trăit prin justiție cu incompatibilitatea cu apă canal. Și nu mai vreau să mai ajung. Da, noi am discutat, aia a fost o nedreptate. Era normal ca primarul din fiecare localitate să fie reprezentantul cu asta este, deci am mai discutat tot. Da, mă rog, acum trecem. Și atunci am zis, doar fiicei mele nu-i voi da. O ajutoare de încălzire cum stă? Am dat prima tranșă, da. Ajutoarele de încălzire. Așteptăm acum să se dea cea a doua tranșă de când ne vor anunța de la finanțe, să mergem să dăm pe cei care au depus doar pe 4 luni. Bun, mai am două întrebări, sper să reușesc. Am luat una, îmi pare rău că trebuie să dezbatem subiectul, o fi incomodă, dar eu nu înțeleg de ce, care e baza legală prin care dumneavoastră, că am niște informații aici și mi le spuneți acum, reabilitați postul de poliție din Liești. Deci aveți polițiști care sunt IPJ-ului, da, și sunt la secția din Liești. Și am înțeles că dumneavoastră acum le dați, mă rog, un var pe pereste sau le cădea vreo fereastră în cap și reparați pe acolo sau nu știu ce faceți. Nu, Jașcu. Săptămâna trecută am văzut o emisiune pe un anumit post televiziune cu posturi de poliție prin Oltenia, Gor sau Dolj. Dar mă rog, am avut și în Galați. Stați, se dărâmă pe ei. Dar nu e nimic nou. Am văzut când au intrat reporterii și pe biroule respective erau muște moarte de asta. E clar că acolo polițiștii respectiv n-au mai intrat în postul de poliție. De 15 ani de când sunt primar la Liești, am cam schimbat foarte multe generații de polițiști. Bă, dacă ultimii care, ăștia care au venit acum sunt tineri și băieți chiar întotdeauna și cu ofițerul. Da. Care este șeful secției de poliție, Gurguiatu Ionuț, mă, sunt domn primar, poți ajuta și pe noi cu, uite, niște vari sau cu parchet, păi, sau cu ușă. Vă permite legea să vă întreb, că polițiști și băieți de treabă, nu e în regulă. Îmi permite legea pentru că acea clădire unde este poliția la Liești, este a primăriei. Nu-i postul IPJ-ul cumva. Nu este postul IPJ-ul, dar, sincer vă spun, și dacă nu era clădirea primăriei, tot îi ajutam. Tot îi ajutam pentru că, domnule, poliția este tot a comunității. Știți cum discuțiile este cu poliția? Uitați-vă dacă vă duceți pe un drum național. Hai să-l luăm la Galați-Tecuci. Păi normal, că ești pe ăsta, da. DN-ul e bun. Uitați-vă pe pod. Podul la Hanu, podul la Traian, și podul la Drăgănești. Așa. Podurile respective sunt ale CFR-ului. Sunt întabulate. Deci vine DN-ul și face până la pod. Mergeți pe podurile să vedeți cum îți sar dinții din gură. Cel puțin ăla de la Drăgănești îi sub orice critică podul respectiv. Uh-huh. Pentru că cei de la drumul național, domnule, nu este a nostru, nu-l facem. CFR-ul nu are niciun interes. Bun, atunci noi... Asta cu postul de poliție? Stați ca să vă spun. Da. V-am zis cu postul de poliție. V-am spus așa, că la postul de poliție, chiar din ar fi fost al meu, clădirea primăriei, tot ajutam, tot făceam curățenie și tot ajutam, dacă, bineînțeles, aveam surse. Și găseam surse. La fel, am făcut o paralelă. Am făcut o paralelă, că asta este o anomalie în țara noastră. Că zici, nu este a meu, fiecare, nu-i treaba mea, fiecare își face treaba, dar treaba nu merge deloc. La fel și la drumul național. Deci drumul național nu se bagă să repare acele poduri pentru că sunt ale CFR-ului. Și CFR-ul, vedeți dumneavoastră, CFR-ul e pe dedesubt de pod. Iar noi ne rupem
mașinile bun, pe ultima întrebare asta, Nori. Ați găzduit în decembrie festivalul național de dații, obiceiuri și tradiții. Așa. Ați avut juriu important la București, participare din toată țara. Bine, întrebarea mea, că eu știu, ce a făcut curunița satului, ce loc a luat? Sau cum a? Păi nu. Cei care organizează, da, nu se înscriu în concurs. Asta nu este înțelegerea. Păi da, era culmea. Noi să organizăm și noi să câștigăm concursul. Nu. A, deci n-a... Dar no, concursul a câștigat un ansamblu din județul Bacău. Foarte bine. Cu urși, cu... Da. A, cei cu urși, da, erau interesante. Au fost două ansambluri cu urși. Cu urși. Au fost mai bune ăștia din Bacău. Da, da, da. Dar au venit de prin toată țara asta. Observ, da. Și o chestie... Ați reușit chiar, să chiar faceți frumos un festival național. E frumos, colegii. Da, noi nu l-am făcut doar în perioada cât a fost pandemia. Acum aveți și căminul cultural aranjat. Noi, da. E nou-nouț, e da, frumos. Da. E... Da. Da, acum în bugetul am prins și pentru sonorizare, pentru microfoane, pentru... Vreau să fac o sonorizare bună în... Foarte în bine, cămin, că e păcat. Dacă ce faceți acolo, mă rog, e interesant că aveți copii în Iași care, uite, sunt... care vin la astfel de spectacole, de muzică populară, de, da, cu dansuri. Cu... Și acum, pe 24 ianuarie... Nu să stau la calculatoare și tot. 24 ianuarie vom organiza iarăși o festivitate. Pe 8 martie iarăși avem cu copiii Ziua Mamei. De Ziua Comunei în mai iar antrenăm copiii. Ei, și... Le discutăm la momentul potrivit. Avem, nu mai facem avem unde să-i învățăm. Chiar a mai fost un cerc pedagogic. După ce am avut festivalul de obiceiuri și tradiții, a fost un cerc pedagogic la învățători, la noi, la Liești, legat tot de obiceiuri și tradiții. Și am avut, deci, copii la școală care, clasa 1, a 2, a 3, nu știți cum dansau? Foarte și spuneam părintelui Gabor, ăștia peste 2 ani îi bat pe ăștia care sunt acum. Nu-i nimic, deci, generația este bună. Investim și în cununița satului, și în echipa de fotbal, și în handbal. Deci... Mai discutăm despre asta, că noi am depășit timpul alocat emisiunii. Acum vrem să mai lucruri bune. Vrem să facem lucruri bune la Liești. Da. Să vă ajute Dumnezeu. Mulțumesc pentru prezența emisiunii. Și eu vă mulțumesc. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți pe TV Galați.